Protestele au continuat astăzi de dimineață la mina de huilă Lupeni. Peste 100 de mineri au refuzat să iasă din subteran din cauza întârzierilor salariale. Ortacii spun că au ajuns la capătul răbdării și au rămas și fără bani de mâncare. Minerii continuă protestele la Lupeni. Aproximativ 120 de persoane refuză să iasă din subteran. Oamenii sunt nemulțumiți de întârzierile salariale potrivit președintelui executiv al sindicatului Muntele Alin Sân. Potrivit președintelui acestui sindicat, la Mina Lupeni s-au deplasat administratorul special al Complexului Energetic Hunedoara, Cristian Roșu, și directorul general, Samuel Dioane, pentru a-i convinge pe mineri să renunțe la protestul din subteran. La Mina Lupeni continuă protestul. Sunt circa 100-120 de oameni din toate schimburile de lucru. Ei se află la puțul 15 în subteran. E greu să trăiești de la plată la avans. Oamenii își pun problema cum vor trăi până pe 26 februarie. Sunt oameni care nu au bani să vină la muncă sau pentru un supliment de hrană consistentă cu care să vină la muncă. Unii chiar au ajuns aici, nu mai au bani, afirmat liderul sindical. Pe de altă parte, liderii sindicale ai minerilor se vor reuni pentru a identifica pârghile legale prin care procesul de acordare a salariilor ar putea fi grăbit. Președintele executiv al sindicatului Muntele a mai precizat că activitatea la celelalte mine din Valea Jiuului se va desfășura în condiții normale.